doamnelor și domnilor primari, stimați invitați, sunt deosebit de bucuros și onorat că participați la adunarea generală a Asociației Comunelor din România. Știu că am fost ca sărbătoriți 20 de ani, așa cum spunea domnul președinte Drăghici, de la înființare. Vreau să vă urez la mulți ani, să vă doresc putere de muncă, așa cum ați avut și până acum. Dar mai vreau să vă spun ceva. Iată, au trecut 20 de ani. 20 de ani în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, dar, în continuare, 47% din populația României trăiește în mediul rural. Aproape 80% din teritoriul, sau peste 80% din teritoriul României este administrat de dumneavoastră, de comune. S-au schimbat foarte multe lucruri. Dar cum spunea și domnul președinte Dragnea, în continuare, de foarte multe ori, parcă avem două luni. O luni urbană și o luni rurală. Diferențele dintre rural și urban sunt din ce în ce mai mari. Avem români care trăiesc după standarde occidentale, dar avem în continuare români care n-au apă, n-au canal, n-au asfalt, sistemul de educație lasă de dorit. Trebuie să fim sinceri și realiști în tot ceea ce spunem. Și trebuie să oferim tinerilor și oamenilor aceea șansă în viață, indiferent de locul unde se naște. Știți că eu cunosc foarte bine lucrurile astea, pentru că provin din administrația publică locală. Am fost 4 ani viceprimar, 6 luni președinte de Consiliul Județean. De multe ori în aceste săptămâni, credeți-mă că mi-aș fi dorit să fi făcut parte în continuare din rândurile dumneavoastră. Totodată, totodată vă spun că trebuie să facem aceste schimbări. Se spunea mai devreme de ceea ce înseamnă PNDR 2. Și sunt convins că doamna Sevil Șaideh o să vă explice, o să vă spună în continuare detaliat tot ceea ce avem în programul de guvernare și tot ceea ce ne dorim pentru anii viitori. De asemenea, tot ceea ce s-a spus despre codul administrativ, codul fiscal, sunt lucruri esențiale pe care trebuie să le facem în perioada următoare. Consilierii mi-au pregătit un discurs, sigur, trebuie să mă țin, sau ar fi trebuit să mă țin de acest punctaj. Dar m-am gândit la perioada în care eram viceprimar. Și mă gândeam ce aș fi făcut dacă m-aș fi întâlnit cu primul ministru al României, ce i-aș fi spus? Care erau nemulțumirile pe care le-aș fi avut și pe care să le transmit și să încep să mă transpun în acea perioadă. Să știți că, în primul rând, sunt convins că e valabil în continuare, m-aș fi gândit să-i spun că, în continuare, se vine prea mult la București. În continuare, tot ceea ce înseamnă proiecte pentru comunitățile locale, înseamnă foarte multă birocrație. Înseamnă foarte multă probleme. Înseamnă foarte multe ore și zile pe care le pierdeți pentru a face aceste etape. Ca să nu mai vorbim de ceea ce urmează după ceea ce depuneți aceste proiecte. Să stai după avize foarte mult. Fiecare dintre noi ne dorim pentru comunitățile pe care le conduceți, le-am condus, să facem ceea ce am promis oamenilor.
din proiect. Dar lucrurile astea trebuie să se întâmple într-un ritm mult mai alert. Nu facem pentru primar, facem pentru comunități. Facem pentru oameni care să ajungă, mai ales în mediul rural, să ajungă la standardele de care aminteam la începutul discuției noastre sau discursului meu. I-aș și spus primului ministru, cred că spuneți și dumneavoastră, mă trebuie fonduri, mă trebuie bani ca să finanțăm tot ceea ce ne-am propus. Vreau să vă spun că aceste lucruri sunt prevăzute în buget și slavă Domnului, în sfârșit a fost și promulgat. Mai târziu știu că urmează etapele pe piramidă în jos, aprobarea bugetelor la consiliile județene, după aia vin spre dumneavoastră. Deja suntem destul de întârziați și știți aceste lucruri mai bine decât mine, care le avem într-un final promulgat acest buget. Un buget care acordă o atenție deosebită comunităților locale. Un buget care finanțează, dincolo de PNDL, tot ceea ce noi am spus în campania electorală. Sunt lucruri care sunt prinse în bugetul pe care noi l-am propus Parlamentului și care a fost aprobat. De aceea, în anii următori, tot ceea ce ne-am propus, cele 5.000 de proiecte noi pe PNDL, lucruri importante, ca să dau doar un exemplu. Vă mai spun ceva. Chiar dacă mergeam, să spunem, în campaniile electorale, sau în campania electorală de local, ascultat, din comună în comună, indiferent de culoarea politică, programul care a funcționat cel mai bine a fost PNDL. Care trebuie să meargă în continuare și va merge în faza a doua a PNDL-ului pe care o ați în această, primăvară. I-aș mai fi spus primului ministru să stea de vorbă și să-i atenționeze pe toți miniștrii și secretarii de stat să primească primarii și să stea de vorbă cu primarii fiindcă primarii sunt cei care cunosc cel mai bine realitățile de jos. Sunt oamenii care iau în mod direct legătura cu cetățenii. Și e bine de fiecare dată să stai de vorbă și să știi pulsul. Așa că sunt o parte din, de aici, din membrii cabinetului meu. Am spus-o într-o formă ce ați fi spus eu dacă eram viceprimar sau prim-ministru. Sunt convins că fiecare dintre ei vor face acest lucru. Vă rog să-mi transmiteți dacă nu fac. Mai mult decât atât o să am la cabinet, consilier de stat care se va ocupa doar de ceea ce înseamnă comunitățile locale și problemele pe care le au comunitățile locale, astfel încât legătura dintre dumneavoastră și guvern să fie cât mai strânsă. Vă aștept la guvern. Sigur. La Palatul Victoria se mai întâmplă lucruri și altele decât proteste. Vă rog să veniți la Palatul Victoria. Noi lucrăm în continuare. Programul de guvernare, dar lucrurile astea putem să le facem doar într-un dialog cu dumneavoastră, cu aleșii locali, cu tot ceea ce înseamnă deschidere de administrația publică locală. Da, vom avea legea salarizării unice. Am făcut câteva lucruri, nu puține, în aceste 6 săptămâni de când suntem la guvernare. Nu puține lucruri care să nu se simtă în viața de zi cu zi a României. Dincolo de ceea ce s-a spus, creșterea salariilor în administrația publică locală, creșterea pensiilor, la salarii minim și așa mai departe.
foarte important ceea ce s-a amintit mai devreme, și anume ca prin legea salarizării unice, nivelul salariilor primarilor să fie exact cel care trebuie și cel meritat. Și vă dau un exemplu. Să știți că în Consiliul Județean Timiș, în momentul în care am semnat primul stat de funcții, n-aveam cel mai mare salariu. Ca președinte al Consiliului. Era undeva la 15, la 20 de ani. Astea nu sunt lucruri normale. La fel în ministere. Salarizarea trebuie să fie în acord cu responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi. Eu vreau să vă spun că e importantă și o altă decizie. Faptul că am preluat la bugetul de stat plățile pentru însoțitorii, pentru persoanele candidate, ceea ce înseamnă, așa cum știți, 10% pentru dumneavoastră de copiți să mă reluați de către noi. Asta este iarăși un lucru pe care trebuia să-l amintim. De asemenea, posibilitatea de a mări organigramele, și există, este aprobat de a mări organigramele în unitățile administrative, unde populația a crescut, și de a menține numărul actual de posturi unde populația a scăzut sau e la fel ca în 2014. Iarăși este un lucru extrem de important. Îmi spunea domnul președinte Drăghici de o inițiativă pe care a avut-o Alin Nica, nu? Domnul președinte Drăghici. La comisia din care face parte și este o inițiativă a Comitetului Regional de a veni și a fost acceptată de a veni de a organiza această activitate în România. De aceea știu că s-a luat legătura cu domnia noastră și calitatea de președinte al Consiliului Județean. Fost președinte, ce vreme. Și de fost membru Comitetului Regional. O să sprijinim această, ca și guvern, această inițiativă. Este extrem de important ca pentru noi. Cred, și închei, prin a vă spune că România are nevoie de descentralizare. Noi, ca țară, nu putem să mergem în continuare cu două părți. România urbană și România rurală. Prin tot ceea ce ne propunem prin programul de guvernare în anii următori, este să reducem tot acest handicap dintre rural și urban. Închei prin a vă spune că așteptăm proiectele dumneavoastră, proiectele care vin din comunitățile locale. Avem, cum vă spuneam, sursele de finanțare. Vă doresc spor la muncă, toate cele bune și la mulți ani!